găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Toxicomanul, un pacient problemă, flagelul consumului de droguri, efectele distrugătoare asupra organismului, tratamentele, șansele de vindecare. Starea de sănătate a omului condiționată de starea câmpului energetic al corpului, o abordare extrem de interesantă din punctul de vedere al medicinei energoinformaționale. V-a spus vreodată întrebarea, care este cel mai dificil pacient din toate punctele de vedere? Ei bine, medicii spun că toxicomanul, în special cel care își injectează drogurile, este de departe pacientul problemă. Să vedem câteva argumente. Medicii spun că dependentul de droguri are complianță minimă la tratament. Apoi, toxicomanul, atunci când ajunge pe mâna medicului, de obicei are o mulțime de complicații și, nu în ultimul rând, dependenții de stupefiante nu au asigurare medicală. Față de astfel de argumente, tot medicii spun că singura soluție corectă și sănătoasă este prevenirea consumului de droguri. În minutele următoare o să urmăriți mărturia dureroasă a unui toxicoman aflat în tratament, iar detaliile privind aspectele medicale ale consumului de droguri vor fi oferite de dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase. Acum 4 ani, prima oară am încercat heroină la țigară împreună cu un prieten. După care, la aproximativ 3 ani, 4, am încercat și substanțe legale. Se vindeau la magazine. Cum putem să-l recunoaștem dacă îl vedem pe stradă? Răspunsul este ușor sau greu. Într-adevăr, e o problemă. Consumatorul de droguri este o problemă pentru că vorbim de o dependență care e în primă fază fizică, dar mult mai grav e o dependență psihică. Asta înseamnă că odată ce a consumat, odată sau de multe ori după ce a consumat, șansa de a reveni să consume este foarte mare. Din păcate, nu-l recunoaștem că este printre noi și să știm că e un consumator. Știm că are un comportament care uneori este în afara normalului, deși ce e normal și ce nu e normal. Știm că este o problemă. De multe ori nu știm că e consumator, vine cu anumite probleme de sănătate, care sunt de multe ori complexe și presupun multe specialități în același timp. În urma analizelor ajungem să ne dăm seama că este și consumator. De obicei așa se întâmplă. De ce nu recunoaște consumatorul că face acest lucru? Pentru că este o marginalizare, asta e clar. Dacă ar spune de la început că este consumator, ar exista o marginalizare și sigur ar fi o problemă socială. Atunci ajungem să descoperim lucrul ăsta atunci când căutăm. Cu un prieten care exact aceeași poveste am avut amândoi. De fapt, unchiul lui ne-a corupt pe amândoi la această problemă. Nu știu dacă cei din familie vor realiza exact semnele clinice care să arate lucrul ăsta, dar vor vedea un comportament diferit, vor putea să vadă cum a fost persoana respectivă înainte și cum este după. Oricum, sfatul meu ar fi următorul, de fiecare dată când un tânăr are un comportament care în afara celor știute, ar trebui să ia în calcul și această posibilitate. Asta înseamnă să te adreseze medicului și să poată face niște teste, că altfel nu-și dă seama. La început am fumat un an jumate heroină la țigară, după care am început să mă injectez. Dependența devenind foarte mare, n-am mai putut să duc financiar această problemă, la care m-am înscris la un centru de metadon. Din păcate, consumatorii de droguri, indiferent ce consumă, sunt într-o mică măsură asigurați.
nefiind asigurați, neavând o asigurare medicală și sistemul prin care pot să ajungă la serviciile medicale funcționează mai greu. Altfel spus, ei pot să ajungă într-o cameră de gardă atunci când au o problemă acută, dar este foarte greu să-și trateze evenimentele cronice. După cum foarte bine știți, acum o să vă spun acum, foarte mulți dintre consumatorii de droguri, mai ales pe cale injectabilă, au hepatită C, 70-80%. Au de asemenea hepatită B, au infecție HIV, din păcate. Șansa ca ei să fie tratați prin sistemul de asigurare este aproape inexistent. Mi-a fost alături, sincer mi-a fost alături. Dacă nu era familia mea, poate eram foarte grav, poate eram în canale, poate eram mort. Asta e situația sinceră a vieții mele. Odată ce a descoperit acest lucru, sigur că e o problemă care ține de partea psihologică. Există noțiunea de consiliere psihologică, există partea de psihiatrie și după ce lucrurile astea sunt rezolvate sau așezate, discutăm de partea de specialitate medicală pentru afecțiunea respectivă. Are hepatită C, are infecție HIV, are diverse infecții. Spuneați dumneavoastră mai devreme că ei sunt pacienți problemă. Da. În funcție de locul de injectare, vin la noi cu diverse forme de sepsis, cu diverse infecții, care de care mai severe și care sunt greu de tratat. Chiar este pacientul consumator de droguri, este știut că are cele mai mari costuri la nivel de spitalizare. Și costuri foarte mari. Este un pacient care nu e asigurat și totuși are cele mai mari costuri, pentru că vine în camera de gardă, trebuie să-l internezi, că este o urgență. Și pentru a putea trata, ai nevoie de foarte multe lucruri. Și într-adevăr, e o problemă. Cel mai ușor este să fac o testare generală, o probă de urină, care să arate dacă există o pozitivitate în raport cu drogurile importante. Asta se face și la noi în institut și, în principiu, se face în multe spitale. Dacă ne referim la probele absolut specifice, ele se fac în clinicile de toxicologie, că e vorba de salul de urgență Floreasca, că e vorba de altele, dar oricum clinici de toxicologie. Deja discutăm de lucruri care sunt în amănunt. Practic ce facem noi? Facem o testare în urină, vedem că există o pozitivitate, știm în felul ăsta că eu consumă cel puțin în acel moment și începem să ne gândim cum au stat lucrurile în urmă, care este istoricul, de când a început. Este practic anamneza pacientului. În principiu, consumul de droguri pe cale injectabilă ar trebui să fie, cu ghilimele de rigoare, mai gravă. Dar aș atrage atenția legat de endobotanicele care au luat un mare avânt. Că deși par droguri ușoare, par droguri care să fie folosite pentru recreere. Știți că există magazine care, în mod oficial, cel puțin până nu de mult, vindeau astfel de droguri. Nu e deloc așa. S-a demonstrat că cei care consumă etnobotanice ajung la procesul pe care noi numim prăjirea creierului. Deci cei care consumă un interval de timp etnobotanice ajung să aibă niște modificări la nivelul creierului care sunt irreversibile. Și mergem până la cele mai grave lucruri. Se moare din consumul de etnobotanice. Ca urmare, nu spune că unul e mai grav sau unul e mai puțin grav. Toate dau dependență. O spuneam la începutul interviului că dau o dependență fizică de care mai scăpăm, dar dau o dependență psihică. Este și motivul pentru care cei care vor să se lase de consum au nevoie de ani de zile pentru a o face. Tocmai de toate dependenței care e în plan psihic. Supradoza poate să ducă la deces și la cele mai rele lucruri. Nu sevrajul, aici e de reținut. Vin pacienți în camera de gardă și spun: dacă nu-mi dați un medicament, o să mor. Trebuie știut că sevrajul nu duce la deces, numai supradoza.
starea de sănătate a omului condiționată de starea câmpului energetic al corpului. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Oamenii de știință susțin că starea de sănătate a omului este condiționată de starea câmpului energetic al corpului. Cum explică medicina energoinformațională acest aspect și cum intervine pentru echilibrarea câmpului energetic al corpului în scopul menținerii stării de sănătate? Cu toate detaliile privind acest subiect extrem de interesant, vine terapeutul Florica Munteanu, homeopat, nutriționist, specialist în biorezonanță. În Asia se știa acum 2000 de ani, aproximativ, că în jurul corpului fizic există un corp energetic. Ei foloseau în terapiile ayurvedice, în terapiile alternative chineze, în yoga, foloseau acest gen de informație pe care o aveau, a informației energo a corpului, în scop terapeutic. Sigur că această gândire a influențat lumea vestică, a pătruns tot mai mult în lumea vestică, dar meritul deosebit în impunerea acestui gen de terapii energoinformaționale îl avem în mare parte unui mare biofizician, Albert Fritz Popp, care în anul 1970 a demonstrat foarte clar că celulele organismului nostru emit lumină egal energie. Lumina emisă de celulele corpului nostru este asemănătoare unei lumânări care se vede în întuneric de la 20 de kilometri distanță. Nu este asemănătoare cu lumina unui bec. Ordinea cum avem această lumină în organism, lumină egal energie, biofotoni, este într-o ordine foarte bine stabilită, pentru că întreaga comunicare din organismul nostru se face între celule prin biofotoni. Această lumină care influențează în mod deosebit starea de sănătate a corpului, centru din organism, de unde centrala, de unde se centralizează și de unde pleacă mai departe energia, este ADN-ul corpului, iar acest ADN practic este metabolismul luminii. În momentul în care apar problemele de sănătate, această lumină devine deficitară. Este important însă de știut dacă boala poate fi depistată înainte de a izbucni în plan fizic. Noi în diagnosticarea energetică, în câmpul informațional al corpului, vedem deja boala. Îi spunem pacientului de multe ori, poate chiar le intrigă pe pacient, aveți o hepatită care nu i-a apărut poate încă în analizele de sânge, pentru că analizele de sânge se fac pe partea biochimică a corpului, iar câmpul informațional nu este de niciun fel cercetat. Și după câteva luni, dacă pacientul își continuă stilul de viață exact așa cum l-a avut până acum, boala se va manifesta pe organ. Deci, practic, până ajunge pe organ, întâi apare în câmpul informațional, după care se continuând același stil, același stres, același stil de alimentație, omul ajunge la faza în care problema de sănătate se manifestă pe organ. Deci poate fi deja dovedită în diferite analize pe care pacientul le face. Există două tipuri de biorezonanță cu acțiune asupra câmpului energetic. Biorezonanța endogenă este când pacientul este conectat cu aparatele de biorezonanță care se practică în cadrul centrelor care lucrează cu acest sistem, și biorezonanța exogenă, care este soarele, de care profităm toți într-o mai mare sau mai mică măsură. În medicina energoinformațională, respectiv în biorezonanță, atunci când se aplică terapia, se intră prin câmpul informațional al corpului și se acționează pe partea materială. Medicina energoinformațională este medicina care se bazează pe informația corpului, pentru că fiecare pacient își primește terapia pe care
practic el o conduce, în sensul că informația o luăm de la pacient și o folosim, aparatul este un computer de analiză, o folosește în scop terapeutic, transmițindu-i prin contactele pe care le avem, înapoi pacientului informația pe care a primit-o, așa cum o poate regla organismul lui. O mare importanță este acordată capacității corpului de a elimina celulele uzate. Piedicile care apar în acest proces de eliminare a celulelor uzate favorizează, de fapt, apariția bolilor. În fiecare secundă, în organismul uman, mor aproximativ 1 milion de celule pe care organismul trebuie să le elimine ca să facă loc celulelor noi care să poată să reia activitatea. Această eliminare este, practic, un procedeu, un proces pe care complex, cu care organismul uman este înzestrat, în momentul în care nu mai poate să facă față cu această eliminare, acest gunoi care se adună, în ghilimele, în organism, sigur că duce la probleme de sănătate, aici putem începe la A și să terminăm la Z. Terapiile prin biorezonanță Bicomoptima tocmai în această zonă acționează, ajutând organismul să elimine balastul. O problemă gravă a lumii moderne care decimează efectiv omenirea este polimedicamentația. Anual în Germania mor 60 până la 65 mii de persoane datorită polimedicamentației. Oameni care iau până la 4 medicamente. Vorbim numai de până la 4. Sistemul de sănătate german va introduce, începând cu acest an, un card prin care persoanele care iau mai mult de 4 medicamente să fie setate pe acest card și în momentul când face o vizită la un cabinet medical sau la o clinică, să poată să știe, medicul să știe când recomandă un alt medicament, să știe exact ce ia pacientul, vede medicamentele pe care le are pentru ca să nu se facă o intersectare între informațiile fiecare medicament. Deci un număr de 60 la 65 de mii de persoane care mor anual datorită polimedicamentației, trebuie să ne gândim la un oraș, să zicem, Târnăveni sau, acum îmi vine minte, Sighișoara, cred, parcă ne putem închipui că deja devine o problemă foarte mare această polimedicamentație. Pe lângă faptul că medicina energoinformațională ajută organismul să elimine balastul nociv al acestui cumul de medicamente, există programe speciale care depistează gradul de compatibilitate al tratamentului de sinteză cu organismul pacientului. Ce este iarăși de o mare valoare, consider eu, noi putem testa orice medicament sau supliment alimentar pe care îl ia pacientul cu satelitul, deci într-o modalitate specială prin care vedem dacă este o rezonanță între pacient și medicamentul pe care îl ia. Și dacă nu este, facem recomandarea să se ducă la medicul care i-a prescris medicamentul și probabil să-i schimbe sau să renunțe la preparatul respectiv. Programele aplicate în terapiile prin biorezonanță se încadrează în standardele acceptate de știința actuală în materie de identificare și tratare a dezechilibrelor din câmpul energetic care pot avea ca efect bolile. În terapiile pe care le practicăm, lucrăm cu programe puse nouă la dispoziție de Institutul RegumED, unde suntem conectați și prin care avem posibilitatea să facem un echilibru între partea materială și partea spirituală a corpului. Un mare medic englez spunea în urmă cu 70 și ceva de ani, medicul viitorului trebuie să fie în măsură să-i dea pacient, trebuie să fie în măsură să aducă un echilibru între personalitatea și spiritul pacientului său, să-i dea preparatele care să-i întărească corpul, sufletul să se liniștească și să aducă pacea și echilibrul în organism. Totodată, medicul trebuie să fie în măsură să-i dea încrederea în, asta este foarte important, un aspect foarte important al terapiilor pe care le practicăm, încrederea în faptul că există posibilitatea să se facă bine. Principiul de bază este acela că dacă există celule sănătoase în organul afectat, atunci terapiile specifice medicinei energoinformaționale pot acționa eficient pentru readucerea organismului în bioritmul din care a ieșit. Mai există însă un aspect important. Plecând de la ceea ce
spunea Einstein, că lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii noastre și că nu poate fi schimbată fără a ne schimba gândirea. În medicina complementară, respectiv în cea energoinformațională, gândul omului are un efect covârșitor asupra stării de sănătate. În spatele fiecărui organ stă gândul. Deci dacă noi ne concentrăm pe partea negativă, pe boală, pe nu mă simt bine, sunt bolnav, n-am nicio ieșire, acolo și rămân. În momentul în care începem să ne gândim, pentru că gândul este o informație care pleacă și se întoarce la tine, să nu uităm, să ne gândim la cealaltă parte, încă organismul este în măsură să se refacă dacă îl și susținem energetic, pentru că gândul are o valoare energetică foarte mare. Terapiile cu aparatură de ultimă generație, Bicom Optima, sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regumed din München. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!